Salutare vampirașilor, sunt eu, iar Nabi din Pop Plate în capitolul 4. Și astăzi am venit să mănânc pe Mama Motan și pe Draculas și să distrug satul motănești. Pregătiți-vă pentru cel mai epic episod cu moști din Pop Plate în capitolul 4. O, Mama Motan, vezi că vine! Mamă, ce dor mi-a fost de Draculas și de familia Draculas de când nu m-am mai văzut cu ei. Uite, acum făceam o masă ca să fie pentru toată lumea bine și să ne bucurăm și să mâncăm ca o familie. Și am luat și un cadou lui Draculas, de acest dinozaur pe care vreau să mă duc să-i duc acum la etaj. Draculas, uchiși cine a venit? Hai să mă duc la Draculas să-i dau cadou. Bă, ce se aude tipul așa de jos? Că eu știu că sunt singura acasă, ia să mai dorm eu așa. Dracula, surpriză! Oții, oții! Mama Motan! Mama Motan, din când nu ne-am mai văzut, ești nebun, Mama Motan! Hai, Dracula, ce dor mi-a fost de tine! Da, și mi-a fost foarte dor de tine, ce faci, măi, Mama Motan? Bă, ia-mă în brațe, bă, dă-ți iau în brațe! Bă, fii atent! Fii atent ca să fii așa ca pe vremuri. Nu asta, stai așa. Fii fix ca pe vremuri, stai pe loc. Ca pe vremuri. Yes, a spart da. Ghinionul. Zici că tot ghinionul nostru stătea în vaza aia? Da. Bă, deci Mama Motan, deci n-ai idei. Bă, ce? Deci, stai așa puțin. Bă, hai jos, să stăm la vorbă. Presim că astăzi o să fie o zi așa liniștită. A, dar chiar dinozaurul ăsta. Mamă, vampirașilor, un mega like pentru Mama Motan că mi-a dus dinozaurul ăsta. Uite, ăsta e cadou meu de la mine pentru tine, că nu ne-am mai văzut de mult și sper să-ți placă. Exact, și haideți să vedem Mama Motan. Uite, deci să vezi, ți-am adus și McDonald's, am făcut și clătite cu Nutella. Deci tot pachetul, tot ce-ți place ție. Bă, vampirașilor, Mama Motan e cea mai șmecheră din lume. Cred că vă era super dor de ea. Și nu uitați să-i dați acolo pe butonașul de like pentru Mama Motan. Arătați cât de mult o iubiți pe Mama Motan și apăsați pe butonul de like. Mă iubesc și eu. Aia spun, vampirașilor. Și uitați ce m-ai făcut, clătitele mele preferate cu Nutella. Da, vampirașilor, desertul meu preferat sunt clătitele cu Nutella. Bine, deja știați treburile astea. Bă, Mama Motan, ești cea mai genială. Bă, cât de tare poate să fie Mama Motan. Așa, bun. Așa, ia să mănânc de aici. Mamă, mamă, simți? Bă, ce se întâmplă cu... Mama Motan, nu mă simt prea bine. Mama Motan, Mama Motan, ce se întâmplă cu mine? Dracula, ești bine? Mama, ajută! Dracula, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Unde sunt? Miau, 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 miau. Oare așa trebuia să se întâmple? Păi ce-i pus, bă, în clătitele astea? Că mă simt mai mic și mă simt... De ce stau pe patru picioare? Mama Motan? Mama Motan, de ce am blană? Mama Motan! Dracula, stai, eu n-am pus nimic în clătite. Nu știu ce s-a întâmplat, dar de ce miau, ești tu miau, miau, pisică? Miau, ce? Păi, nu pisică am fost mereu? Da, acum ești o pisică mai... plănoasă. Păi da... Nu știu cine e Dracula, eu sunt pisica Momo. Nu pot să cred, Dracula și-a pierdut amintirile, vampirașilor, cum facem? Eu sunt pisica Momo și presupun că tu ești mama mea, nu? Da și nu! Cea mai bună familie! Mamă, ce distracție maximă! Vampirașilor, nu uitați de butonașul de like, sunt cea mai drăguță pisică. Miau, 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 miau. Mamă, Mama Motan, cred că... Bă, ce clătite bune ai făcut! Bă, mă, bă, dacă nu e cea mai bună zi din viața mea, să fiu cea mai bună pisică din lume! Prinde-mă dacă poți! Uită-te la mine! Orice ai face, nu te uita în oglindă, o să te sperii foarte, foarte tare! Să mergem să văd ce este în oglindă! Bă! Nu! Nu pot să accept! Bă, sunt o pisică! Ia, ba, du! Da, par destul de... Nu mai e Draculas. Mama Motan, cred că am văzut ceva în fața casei. Oh, Doamne, acum ce se mai întâmplă? Deci tu te transformi în pisică după ceva în fața casei, deci ziua asta nu se mai termină. Da, era ceva pe aici, parcă. Dar de ce nu mai... Mama Motan? Ce este acolo după hambar? Draculas, nu știu, dar nici nu vreau să aflu. Mama Motan, vine după noi! Nu poți să te fugi! Bă!
Bă, ăsta este noul caracter din Poppy Playtime, capitolul 4! Ce caut aici? A, o să vă mănânc, eu sunt iarn, Babi! Și astăzi o să vin și o să vă mănânc! Bă, bă, nu, ajută-mă, mă, Motan, unde-i dus? Da, vin, dar n-am ce să fac! Unde-i? Bă, ce-i cu monstruul ăsta, vampirașilor? Bă, nu pot să cred, bă! Cred că după ce m-am transformat în pisică, am deschis un portal spre Poppy Playtime, capitolul 4 și uite ce monstru urât! Mama, Motan, trebuie cumva să scăpăm de el! Da, cum faci? Hai repede hai, în casă! Hai, mami, apără-mă! Hai, fugi! Vino cu mami, vino cu aici, intră aici, ah. Că vine monstru după noi! Bun, trebuie, uite puțin, vrea să mănânce gușa! La, o să mănânc toată casa asta! Hai să baricadăm repede! Ce să baricadăm, bă, că tu crezi că o să-l ține niște bucăți de material? Uite, bă, că vrea... Ah, să deschizi iar așa! Păi da, s-a dus, uite-l acolo, ah. Vezi pe televizor? Nu pot să cred, Dracula, ce ne facem? Tu ești pisica, acum avem monstrul ăsta! Păi da, sunt o pisică și presupun că de acum... Bă, da, nu știu cum am ajuns pisică, cred că știu cum. Cred că eram așa de fericit cât te văd și ai făcut o mâncare așa de bună, încât m-am, de la atâta fericire n-am putut să o duc și m-am transformat în pisică. În primul rând, apreciez. În al doilea rând, cum facem să transformăm înapoi, că nu poți să rămâi așa? Păi aia spun și eu. Uite-l, bă, cum așteaptă să ieșim acolo. Ar trebui să mă transform înapoi, dar nu știu ce să facem. Bun, deci nu vreți să ieșiți din casă să vă jucați cu mine, nu? Atunci știu ce o să distrug. Nu mai distrug casa voastră și nu mai vreau să-l mănânc pe Dracula și pe mama Motan. O să mă duc și o să mănânc toți motanii din satul Motanii și pentru că asta o să vă convină. Bă, nu-i bine, bă, cum adică o să meargă și o să băși, eu sunt pisică, nici nu știu să conduc din forma asta de pisică. Nu pot să cred, o să se ducă în satul Motănești și o să mănânce toată familia, toate rudele, toți vecinii, toți apropiații, toți iubiții, toți minunații. Dracula, trebuie să facem ceva! Toți iubiții. Da, m-am luat de la subiect. Da, bă, bă, ce putem să facem? Doar să mergem după el. Dar cum facem? Uite, avem mașina acolo. Dar tu nu poți să conduci. Dar nici eu nu știu să conduc. Lasă-mă că o să conduci tu. Stai, uite, vrea să... Cred că face monstru ceva. Bun, eu iar, baby, dacă voi nu vreți să ieși, știu eu ce să fac. Merg în jurul casei. Chiar n-am pe unde să intru în casa asta. Dar stați calm, nu-i nimica. O să distrug mașina ca să fiu sigur că n-aveți cu ce să veniți. O să mă duc în satul Motănești. Bă, mamă, Motan, bă, o să duc, hai de repede. Unde ne e mașina? Mașina e cam distrusă, dar stai calm. Am eu ceva în hambar cu care cu siguranță o să putem ajunge în satul Motănești, bine? Bine, dar eu știam că hambarul e gol, ce chestii ascuns pe acolo? Hai să vezi. Doamne, mi-e frică. Bun, mamă, Motan, și acum îți prezint super mașina McDonald's. Nu pot să cred, deci noi mai avem o mașină tot timpul ăsta și ai ascuns-o de noi? Da, bă, am furat-o de la McDonald's, era unui copil, dar asta nu mai contează. Fii atent, eu nu pot să conduc că sunt o pisică, vai de capul meu. Așa că, mamă, Motan, urcă-te în mașina McDonald's. Doamne, cred că trebuie să-i dai cu spatele, că văd că s-a stricat mașina. Așa, da, dai cu spatele. Nici nu știu cum să o conduc. Hai, mai dă-i o leacă la stânga, întoarce roțile. Stai că te ajut eu acum. Gata, te-am... Stai să mă urc și eu. Și dă-i spre satul Motănești. Acum mergi spre satul Motănești, vampirașilor. Uite să dai și să-ți plec Dracula. Spune ajutor, mamă, ce teroare. Dar măcar mă bucur că ne-am văzut, mamă, Motan. Să mergem în satul Motănești. Ajungem imediat. În sfârșit distrug satul Motănești și n-are nimeni cum să mă oprească. Am mâncat toți motanii. Acum să mă pregătesc să distrug și magazinul. Mamă, Motan, bă, cred că am ajuns în satul Motănești. Hai de cap. Și eu cred. Da, dar trebuie să facem cumva să intrăm pe drum. Bă, stai că m-am dat eu jos. Dă-te jos, mamă, Motan, dă-te jos, okay. De acolo, așa, hai. Mamă, Motan, fii atent. Eu îl mai țin minte pe domnul Motan, șeful bazei SCP. Pe domnul Motan de știință, nu domnul Motan, copilul tău. Da, normal, cum să-l uit? Fii atentă ce device mi-o dat aici. Cu acest device poți să controlezi orice care e cu căldură și mi-l arată în față. Nu e așa că e șmecher? Da, chiar sună bine. Și hai de vină încoace cu mine și trebuie să folosesc. Uite, mi-arată ce... mi-arată că ești tu. Ok. Trebuie să văd monstru. Am auzit că monstru ar fi pe aici. Bă, uite puțin ce-au făcut din satul Motănești. Și eu nu înțeleg de ce sunt un motan. Bă, nu înțeleg ce ai pus. Nu înțeleg. Ce ai pus în clătitele alea, cu Nutella sau un McDonald's? Oare o fi de la McDonald's? Cred că o fi McDonald's. Clătitele le-am făcut eu, dar McDonald's l-am cumpărat. Cine știe ce-au pus aia? Ori așa,
Ori, fii atent că acum am venit mie în cap. Cred că ți-a căzut un gemotoc de blană în clătite. Că eu când am mâncat clătitele alea, aveam foarte mult păr de pisică în gură. Dar mie îmi plac așa de mult clătitele cu Nutella, încât bă, nici m-a interesat că aveam gura plină de păr de pisică. Mai asta să fie... Da, asta sigur. Și acum o să folosesc device-ul ăsta și hai să mergem. Uite, pot să văd monstru în față. Haide cu mine. Uite, mi-l arată aici pe device-ul ăsta. Mi-l arată cu bulină roșie și este tot în față. Oh, nu, uite, îl vezi? Da, tu dracula, mi-e frică. Și folosesc acest device. Uite, pot să-l văd aici cu... Bine, hai pe la tine pe acasă pe aici. Bine. Și uite, pot să-l văd. Ai, de capul meu. Uite-l acolo. Îl văd aici. Bun, ne trebuie un super plan. Trebuie să merg, oare să mă duc să vorbesc cu el și tu în timpul ăsta pregătești o bombă și eu îl țin la vorbă și tu te arunci de pe casă cu bomba și eu dai în cap și cred că așa putem să-l prindem. Aș zice că e un plan foarte nebun, dar nici eu n-am alte idei, așa că da, hai să facem așa. Bine. Mamă, astea-s roșii, uite puțin ce ți-au crescut roșiile aici. Nu pot să cred, nu, astea-s roșii speciale, nu pot să cred. Bă, de ce surbiuți roșiile astea, mai de cap? Bă, cât de iuți pot să fie roșiile astea? Ce pus în ele, sunt roșii cu chili? E secret. E secret, nu? Mm-hmm. Bine, mamă, Motan, bine, se crede să fie bun. Haide că chiar vreau să eliberăm satul Motănești din monstrul ăsta din Poppy Playtime în capitolul 4. Eu, bine, fii atent, urcă-te pe casă, eu mă duc să-l țin la vorba și acum. Când îți spun să cazi cu bomba, o să cazi, ok? Da, stai, ne trebuie un cuvânt de cod ca să nu-și dea seama, să nu se ducă. Banane coapte, ok, perfect. Cu păr de mâță. Bine. Și sandale, ăla-i. Bună, monstrule, ce faci? Cine ești tu, pisico? Bă, tu de ce îmi dai impresia că ești Draculas? Eu nu sunt Draculas, eu sunt o pisică din satul Motănești. Păi atunci mai trist că mie îmi place să mănânc pisicile din satul Motănești. Sunteți așa delicioase și mamă, o să-ți scot oasele și o să-mi fac scobitori din ele. De ce ești așa de agresiv? Fiindcă eu sunt noul monstru din Poppy Playtime în capitolul 4 și abia aștept să-l joace vampira și să vadă cât de agresiv sunt. Ouleu! Banane coapte în sandale, pisică, părmâță! Dă-i! Acum, ce? Dă-i, stai acolo, stai că îmi pregătești cu bomba, dă-i de cap! Ok! Mamă, Motan, felicitări, am oprit monstrul! Am rămas blocat după acoperiș, trebuie să mă dăm jos. Sunt bine, cred. Bun, vampirașilor, eu am fost Draculas alături de cea mai bună prietena noastră, mama Motan, pe care cu toți o iubiți. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și comentariu și desigur o să-i las și canalul mamei Motan în descriere. Să nu uitați să vă abonați și la ea, să lăsați un like forțos pentru cea mai șmecheră fată din lume. Bine, vampirașilor, sper v-a plăcut episodul cu Baba Iar, noul monstru din Poppy Playtime în capitolul 4. Mama Motan, vrei să le spui ceva la vampiraș? Vă iubesc, vampiraș, nu uitați de like și subscribe la Draculas. Exact! Iuhuuu!